întreg mei, frați și surori, aș vrea să spunem cum ridicam eu un obicei, sau mi-am făcut un obicei. Mă gândesc că este biblic să facem această afirmație sau această declarație ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Și vreau să mai adaug ca binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, care El este pacea noastră. Și binecuvântat să fie Duhul Sfânt, care este mângâitorul nostru și învățătorul nostru. Amin. Spune un apostol de care îmi place mult scrierile lui, apostolul Ioan, care era presbiter. Și spunea în a doua lui epistolă, spunea în primul verset, spunea presbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei. Am stat și m-am cugetat, oare de ce omul acesta este singurul loc în Biblie unde găsesc aceste cuvinte. Se adresează bisericii și spune aleasa Doamnă. Cu respect pentru biserica și mireasa Domnului Iisus Hristos. Își manifesta respectul și în cuvinte și spune aleasa Doamnă. Dragii mei, noi facem parte din această categorie despre care spune Apostolul Ioan. Aleasa Doamnă și aleasa mireasă a Domnului Hristos. Și mă rog lui Dumnezeu ca în ziua când Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia mireasă. Toți care suntem aici și care suntem departe, să facem parte din această mireasă și să plecăm cu toții în împărăția lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, pentru că este ultima cină din anul acesta, vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră și pe mine să facem o analiză, să facem un bilanț. Cum am stat înaintea lui Dumnezeu și care a fost raportul nostru și atitudinea noastră de fiecare dată când a fost cina în casa Domnului. Pentru că aș vrea să vă aduc aminte ceea ce de fapt știți și știu. Cine nu mănâncă și nu bea, cine nu mănâncă trupul Domnului și nu bea sângele Domnului Iisus, nu are viață în el. Nu viața aceasta de mișcare, și aceasta o primim de la Dumnezeu în fiecare dimineață. Nu avem viață noi, viață spirituală. Suntem așa de slabi, dacă nu ne apropiem de trupul și sângele Domnului. În dimineața aceasta am pe inimă și am avut de fapt mai mult pe inima mea ca să vorbim puțin despre un lucru care le place tuturor oamenilor. Mai puțin le place despre cel de fapt care este la originea acestei stări de Domnul Iisus Hristos. Dar ceea ce El a adus în lumea aceasta tuturor oamenilor care are o minte sănătoasă îi place. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos că El este Domnul Păcii și că El a adus pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Între oamenii plăcuți lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a adus pace pe pământ. Și în dimineața aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră cel puțin, dacă îmi permite timpul, cel puțin patru nivele la care trebuie să cunoaștem pacea lui Hristos.
cel puțin 4.000. Și primul lucru pe care trebuie să-l cunoaștem pacea lui Hristos este că atunci când Domnul Iisus Hristos, când un om se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, primul lucru care se întâmplă este că primește pace în inima lui, se împacă el cu el însăși. Atunci când Adam a fost dat afară din grădina Edenului și Dumnezeu, la intrarea în grădină, spune cuvântul Domnului, că a pus un înger cu o sabie de foc, ca nu cumva Adam să se întoarcă înapoi și să încerce să intre în grădina Edenului. Starea lui Adam a fost irreversibilă, imposibilă, măcar că avea regrete, măcar că avea remușcări. A trebuit Adam și Eva să-și petreacă tot restul vieții cu aceste mușcări, remușcări și cu aceste regrete, și nimeni nu i-a rezolvat problema lui Adam și lui Eva. Și aceste remușcări și regrete a măcinat întreaga omenirea și macină întreaga omenirea. Știți până când? Până în momentul în care te întâlnești cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în momentul în care te întâlnești cu jertfa Domnului Iisus Hristos, aceste remușcări, aceste acuzații, aceste așteptări ca sentința să ți se ducă la împlinire, aceste toate se ridică. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea prorocului Isaia că-și pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Și aș vrea să-l accentuez aici un lucru. Un om nu este vindecat niciodată dacă prima dată, ceea ce v-am mai spus de fapt, dacă prima dată sufletul lui nu este vindecat. Dacă vă spune ceva, poate m-ați contrazice. Dacă vă aduceți aminte, erau 10 leproși care au fost vindecați. Lepra aceasta care spirituală reprezintă, știți ce reprezintă lepra? Reprezintă păcat. Și spunea cineva că nu numai în România, acolo la Chitilești, leproși, sunt și la Iafa, în Israel. Și spunea cineva care a fost acolo, și știți ce spunea? Primul lucru unde ataca lepra, știți unde îi atacă pe oameni? Spunea la ochi. Le mănâncă ochii. Și spunea toți oamenii de acolo, de la Iafa, aveau ochii mâncați de lepră. Și primul lucru care păcatul, știți ce face păcatul în viața omului? Ne mănâncă privirea să nu mai vedem pe Dumnezeu. Și oamenii nu mai văd pe Dumnezeu. În prezența și când un om se întâlnește cu Domnul Iisus și îl primește pe Domnul Iisus Hristos, aceste acuzații care le avem și le-au avut oameni în inimă cu ani și sute de ani și mii de ani, toate aceste acuzații se ridică pentru că Domnul Iisus Hristos a plătit pentru ele. Și în locul lor pune pacea lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului! Într-o paranteză aș vrea să vă spun o întâmplare. Măcar că este timpul înaintatea să înțelegem mai bine lucrurile. Cineva s-a dus într-o pușcărie în Statele Unite, într-o pușcărie de maximă securitate. Și s-a dus undeva, cred că în Texas, pe culoarul morții. La capătul culoarului morții era acolo unde se ducea sentința, scaunul electric sau camera unde se împlinea sentința. Și de o parte și de alta erau camerele și celulele celor care așteptau rândul. Ani de zile și ani de zile așteptau acolo ca să le vină rândul, ca să se ducă la îndeplinire sentința lor. Și omul acesta s-a întâlnit și a acceptat unul dintre cei care așteptau acolo. Și a așteptat rândul lui și i-a dat un interviu și a vorbit cu el și i-a spus așa: Domnule, vreau să-mi spui și vreau să fii sincer față de mine. Ai făcut atâtea crime și ai făcut atâtea rele încât te-au condamnat oamenii la moarte. Vreau să-mi spui sincer, ai remușcări în inima dumitale? Ai acuzații? Sau ești foarte senin? Și ca și cum nu simți nimic. Și omul acesta spune așa: dacă cineva de aici, din celulele acestea care le vezi, îți va spune că n-are remușcări, e cel mai mincinos om din lumea aceasta. Spune el nu numai că avem remușcări,
Ne dorim să fie sentința executată mai repede, așa de mare chinul este în sufletul nostru. Spunea gândurile, cugetul nostru ne acuză așa de mult că ne uscăm pe picioare din pricina lucrurilor care le-am făcut. Și spunea el, sunt păstori și sunt preoți. De aceea ei au acces la noi, vin și ne vorbește despre Hristos. Și spunea el, printre noi, sunt unii care l-au acceptat pe Hristos. Și atunci când sentința este dusă la îndeplinire și cei care stau dincolo de geam și privesc în timpul sentinței, spune, ei nu înțelege de ce omul acela care este pus acolo pe scaun spune, am pace cu Hristos și l-am întâlnit pe Hristos. Spune, nu înțelege niciodată. Dar omul acela, într-adevăr, l-a întâlnit pe Hristos. Spunea el, sentința lui se duce la îndeplinire aici pe pământ. Dar sufletul lui l-a întâlnit pe Hristos și o primi pace în inima lui. Dragii mei, primul lucru care Domnul Iisus Hristos l-a făcut în viața noastră și în viața celor care l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, toate aceste acuzații, noi și omenirea întreagă, care stătea pe acest culoar a morții, Domnul Iisus Hristos a intervenit pe acest culoar și ne-a spus, îți ofer viața veșnică, îți ridic toate aceste acuzații, ți le ridic și îți dau pacea. Aceea a făcut Domnul Iisus Hristos în inimile noastre. Și de aceea El se numește Domnul Păcii. În al doilea lucru care l-am citit astăzi, îi spuneam fratelui Iosif, Domnul Iisus Hristos, venind în lumea aceasta, a adus pacea la alt nivel. A adus pacea pentru că ne-a împăcat pe noi neamurile, cu cine ne-a împăcat? Poate ne-am uitat și n-am înțeles totdeauna bine acest cuvânt. Nici eu nu l-am înțeles totdeauna când ne-am citit. Dar când am stat puțin mai amănunțit asupra lui și am luat verset cu verset, mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeul acesta care este acum al nostru și Hristos care este al nostru, înainte Dumnezeul acesta nu era al nostru. Citiți câteva versete mai sus și veți vedea că noi eram străini de Dumnezeu și eram fără drept în Israel și nici în împărăția lui Dumnezeu. Și a venit acest Hristos care era, Dumnezeu care era numai lui Israel, a venit și ne-a împăcat acel zid, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, dacă vă uitați căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Știți despre cine vorbește aici? Vorbește despre Israel, care era unul, și noi neamurile care eram al doilea. Și spune mai jos cuvântul lui Dumnezeu și El a adus pacea celor de aproape, care era Israel, și celor de departe, care eram neamurile noi. Deci noi nu puteam, nici nu aveam dreptul să mergem la templu, era o curte a neamurilor înainte de intrarea în templu și trebuia să ne oprim acolo, pentru că neamurile nu aveau dreptul să meargă mai departe. Dar prin jertfa Domnului Iisus Hristos și pe Israel, pe cei care au primit mântuirea de la Domnul Iisus Hristos și pe noi neamurile care eram fără drept în Israel, în împărăția lui Dumnezeu și fără Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos a adus pace între noi. De aceea când te întâlnești cu unul din China care înainte erai vrăjmaș cu el și nu împărtășeai nici aceleași principii, nici aceeași religie, nici aceleași valori, pur și simplu dacă este creștin și spune pacea Domnului, ce faci? Îl iei în brațe, nu? De ce? Pentru că în Hristos am primit același Duh. Același Duh de înfiere care ne face să zicem Ava, adică Tată, îl avem Tată pe Dumnezeu. Apoi te întâlnești cu un evreu care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Să nu uităm că evrei în vremurile noastre, ei sunt într-o împietrire pentru moment. Dar nu vreau să intru prea mult în detaliile acestea. Dar sunt creștini în Israel care acum pot să merg să spui și el acceptă și eu accept că avem același Dumnezeu. Vă aduceți aminte că nu cu mult timp în urmă am vorbit și Domnul Iisus Hristos oarecum
reflecta această imagine a gândirii lui Israel când a spus Domnul Iisus Hristos acelei femei cananite: nu este bine să iei pâinea de la copii și să o dai cățeilor. Vorbea despre copii, cum ar veni Israel, și căței de fapt cine erau? Erau noi, neamurile, care eram departe. Ei, când Domnul Iisus Hristos a venit prin jertfa Lui din Golgota, ne-a unit pe amândoi, și pe Israel care era aproape, și pe neamuri care erau deoparte. Ne-a dat același Duh care a spus, care ne face să strigăm Abba, și mai mult de atât. Spune versetul 19, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți. Vorbește de noi, de neamuri, pentru că aici Pavel Apostolul se referă celor din Efes, celor din Turcia de astăzi, acolo undeva aproape de Grecia. Nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casă, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului! Dragii mei, această pace, aceste ostilități care era în Israel între ei și noi, acest zid de despărțire, Domnul Iisus Hristos, numai El, a putut ca să-L surpe și din doi, spune cuvântul lui Dumnezeu, să facă unul singur. Din Israel și din neamuri, ei aveau legea, ei priveau cu aroganță la neamuri, ei priveau cu aroganță la ceilalți, eram considerați. Și cei care trăiesc astăzi acolo și nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, trăiesc în aceeași stare. Vă spuneam că am la muncă un coleg care vine de acolo și îmi spunea, el a fost în armată și el și soția lui, 3 ani de zile obligatoriu. Și îmi spunea, dacă cineva moare în armată și nu este israelit, spunea, nici măcar mormântul lui, nici astăzi, nu este pus în cimitirul eroilor israeliți. Este pus afară, dincolo de gard, pentru că este considerat spurcat, murdar. Vă dați seama de lucrurile acestea? Deci acestea sunt cei care nu-L cunosc pe Hristos. Dar cum am spus, pacea lui Hristos care a venit, El prin jertfa Lui a făcut din doi unul. Și în aceste momente, dragii mei, și în aceste vremuri, noi avem parte de această pace a lui Hristos. Lăudați să fie numele Domnului. Apoi, în al treilea rând, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui și prin venirea Lui în lume, a făcut pace, știți, între cine? Între noi și Dumnezeu. Între noi și Dumnezeu. A făcut pace între noi și Dumnezeu. Era un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Zidul acela a multelor păcate. Și Domnul Iisus Hristos a venit pe dealul Golgotei și putem să citim, dacă vrea să pună în Isaia 53, poate să pună cineva Isaia 53 cu versetul 5. Să vedeți că Domnul Iisus Hristos, dacă nu este nimeni acolo, e cel mai practic să citim din Scriptură. Isaia 53, cu versetul 5. Totuși, haideți să citim cu versetul 4. E ok, frate, e ok. Totuși, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Și cum am spus mai înainte, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a venit și a plătit pentru noi prețul care trebuia să-L plătim noi și a făcut pace între noi și Dumnezeu. Era o vrășmășie între noi și Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a urât niciodată pe noi, dar noi, întorcându-i spatele lui Dumnezeu, i-am declarat neascultare, i-am declarat vrășmășie și trebuia să plătim prețul așa de scump, încât nu puteam niciunul dintre noi, nici cel mai bogat miliardar din lumea aceasta, nu putea să plătească prețul răscumpărării Lui. Și a venit Domnul Iisus Hristos și L-a plătit în locul nostru și din vrășmaș pe Dumnezeu ni L-a făcut Tatăl. Ni L-a făcut Tatăl.
Și acest zid de despărțire l-a sfărmat, l-a trântit la pământ și ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu. Și acum, în concluzie, pentru că aș vrea să concluzionăm. După ce am beneficiat de aceste păci, pacea în inima noastră, cu noi înșine, acuzația aceea care era în inima noastră, acuzația aceea de moarte, Domnul Iisus Hristos a plătit-o și în locul acuzației ți-a dat pace. Apoi ne-a împăcat cu Israel, cu cei care noi îi consideram vrăjmari și ei ne consideram vrăjmari. Ei erau arogați față de noi, aveau legea și se bazau pe lege. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus cei mai mari, noi suntem fiii lui Avram. Noi suntem fiii lui Avram. Să le odau cu aceasta. Și într-un fel aveau dreptate. Noi suntem din seminția lasă, din poporul ales. Avem promisiunile, avem făgăduințele. Noi nu suntem ca ceilalți. Domnul Iisus Hristos, acest zid, aceste ostilități le-a trântit la pământ și din doi a făcut unul, cum s-a citit în textul nostru. Apoi Domnul Iisus Hristos ne-a împăcat pe noi cu Tatăl și ne-a făcut din fii vrăjmași, din fii ai răzvrătirii, din fii ai mâniei, ne-a făcut fii a împărăției lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Și aș vrea să recitesc încă o dată versetul nostru, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Aceasta a făcut-o Hristos pentru noi. Și acum, după toate aceste trei părți, care le-am așa fugitiv am trecut prin ele, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Isaia 52 cu 7. Am treabă cu Isaia, prorocul acesta. Adevărul este că îmi place mult cartea prorocului Isaia. Am zis 52 cu versetul 7. Ni se potrivesc aceste cuvinte? Ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce aduc vești bune, care vestesc pace. Picioarele celui ce aduce vești bune, care vestesc mântuirea. Picioarele celui ce zice Sionului Dumnezeul tău împărățește. Dragii mei, pacea lui Dumnezeu trebuie să locuiască în inimile noastre, știți cum? În toată plinătatea ei. În toată plinătatea ei. Aș vrea să ne facem în această dimineață o cercetare. Dacă până aici am sfidat acest dar de la Dumnezeu, dacă până aici am sfidat această stare de pace, aș vrea să ne cercetăm, pentru că noi suntem niște mesageri ai păcii. Și aș vrea să facem o evaluare a păcii în inimile noastre. Îmi place să fac testele astea. Și aș vrea să încercăm să ne dăm o notă de la 0 până la 10. Care este pacea lui Hristos, la ce nivel în inimile noastre? Și aș vrea să vă duc mai departe, care ar trebui să ne dea mult de gândit. Dacă ne dăm nota 9, nu este bine. Dacă ne dăm nota 9,5, nu este bine. Și am să vă spun de ce. Pentru că procentajul acela mic care rămâne, în care îl păstrăm și nu este pace, știți ce se întâmplă? Procentajul acela dă lăstar de amărăciune. Dă lăstar de amărăciune. Și știți ce se întâmplă cu lăstarea aceștia de amărăciune? Problema mare a lor este că lăstarii de amărăciune niciodată nu stau liniștiți. Ei totdeauna dau să iasă afară. Și atunci când ți-e lumea mai dragă și când crezi că ești în cea mai mare, cel mai înalt nivel, împărtășit cu Dumnezeu, ei dau lăstare afară. Și acestea strică pace. Dar nu numai. Mă rog lui Dumnezeu ca toți acești lăstari de amărăciune să-i taie Dumnezeu sau să-i scoate. Ce de ce? Aș vrea să vă spun ceva. Am tăiat vara trecută și apoi mă opresc. Am tăiat vara trecută câteva două. Tare mi-a fost ciudat când am văzut că iară de lăstare. Am făcut tot ce am putut, tot ce am putut ca să nu mai dea lăstare. Le-am pus și ceva acolo, în gău. Tot a dat lăstare. Cam ajung în concluzie.
nu e bine numai să fie tare. Să ne rugăm lui Dumnezeu să-i smulgă. Știți de ce? Pentru că acele rădăcini care rămân pe dedesubt, știți ce face aceste rădăcini? Toate aceste rădăcini lucră pe dedesubt la distrugerea păcii și sfură izvorul de binecuvântare și absorbe acel izvor de binecuvântare care Dumnezeu vrea să ne dea. Și mă rog lui Dumnezeu în această dimineață, acolo unde nu este pace, Dumnezeu să pună pacea Lui. Spunea cuvântul lui Dumnezeu și spunea Domnul Iisus Hristos, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea ca să nu vi se tulbure inima. Cum este pacea Lui? Dragii mei, cum este pacea Lui? Știți cum este pacea Lui? Într-o paranteză foarte simplă. Când moare cineva într-o familie sau într-o anumită situație de deces, merge la respectivul și ce îi spune? Îi spune în condoleanță. Îl mângâiem puțin, Domnul să te binecuvinteze. Dacă e un coleg de muncă, condoleanțe și atât. Aș vrea să vă spun, pacea aceasta sau oarecum cuvintele acestea ales, deloc nothing in mind. Dar pacea lui Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos era puternic în vorbe și în fapt. Domnul Iisus Hristos are putere să-ți atingă inima. Și dați-mi voie să vă spun că acum aproape 26 de ani am fost așa de trist și așa de amărât când am venit în Canada, când am văzut că de fapt am fost înșelat informațiile care mi s-au dat unde a fost și am venit aici și am spus până acolo că dacă știam că e așa, păi nu veneam aici. Nu veneam aici, preferam să mă duc de unde am venit. Și într-o zi m-am întâlnit cu cineva care s-a rugat pentru mine. Care s-a rugat pentru mine. Nu știu dacă am luat vreodată un sac în spate de 150 de kg, mă refer la bărbați. Ca picioarele să ți se împletească, să nu poți să faci un pas fără să te ții. Așa eram de împovărat și de nătăjit și de supărat. Și când s-a rugat persoana aceea pentru mine, aș vrea să vă spun ceva. N-am să uit niciodată. N-am să uit niciodată. Și am să spun totdeauna. Ca și cum ți-ar lua sacul acela de 150 de kg de pe spate. Povara aceea grea care nu o puteai să duci. Așa mi-a luat Dumnezeu toată amărăciunea din inimă și în locul amărăciunii mi-a pus pace. Și lucru surprinzător. Ascultați-mă ce vă spun. Nu sunt basme și nu le-am citit nicăieri în nicio carte. Dar am experimentat pe mine. Lucru surprinzător. Pentru că pacea aceea mi-a rămas în inimă în fiecare zi până în ziua de astăzi. Am trecut prin negazuri, am trecut prin probleme, am trecut prin strâmtorări care nu le-am spus la nimeni niciodată. Și nu m-am plâns niciodată la nimeni. Numai lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Pacea mi-a rămas în inimă. Nu mi-a luat-o nimeni niciodată. Asta este pacea lui Hristos. Domnul Iisus Hristos spunea, vă dau pacea mea și vă las pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea să nu mi se tulbure inima. Și zic încă o dată ca Dumnezeu să ne dea pacea lui. În această dimineață, dacă este cineva aici care nu are pacea lui Hristos, mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i rupe inima de pace. Mă rog lui Dumnezeu în această ultimă împărtășire din anul acesta. Mă rog lui Dumnezeu ca toți cei care avem drept să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Dragii mei, să știți că îmi pasă de cei care nu se împărtășesc. Mă doare. Mă doare. Mă doare pentru ai mei. Mă doare. Mă doare și suflet. Și mă doare pentru cei care sunt aici și văd că nu se împărtășesc. Fără să judec pe nimeni. Dar mă doare. Pentru că știu că se privează singur de la binecuvântările lui Dumnezeu. Aș vrea ca Domnul Iisus Hristos să ne dea pacea Lui și pacea Lui să rămână în inimile noastre pentru totdeauna. Amin. Amin.